și de fiecare dată când întâlnesc la microfon unul dintre colegii noștri, dintre scriitori, pentru mine e un fel de bucurie aparte, nu știu cum e pentru ei. O bucurie că vocea umană poate să reziste în timp, cum noi de puține ori ne imaginăm, ce mare parte din ființa noastră este vocea umană, și că pot atunci să imortalizez ceva din gândurile, din tonalitățile interioare ale scriitorului. Așa că, dragă Simi Dănilă, pot să spun că emisiunile realizate cu tine, apropo de traducerea lui Nietzsche, sunt încă în fonotecă și se păstrează bine acolo. Ce aș adăuga la nuanța afectivă de care vorbeam? Admirația că e un om atât de tenace, atât de perseverent, atât de modest. Totodată, niciodată nu l-am văzut să facă caz din așa ceva, atât de plurivalent, ca să ai capacitatea, curajul, dorința și în final reușita să te alături unui nume, unui colos cum e Nietzsche, categoric trebuie să ai niște calități care să-ți permită lucrul acesta. Și el le are. Este un excelent atent observator al limbajului, cum s-a mai spus aici. Normal, probabil, pentru un traducător trebuie să facă comparații între termeni, nuanțele termenilor, întinderea unui termen potrivit într-un loc sau în altul, în fine, ca și traducător, probabil că are o structură aparte pe care noi, care nu traducem, nu înțelegem întru totul, dar rămâne acel om capabil să privească în două culturi, ceea ce nu e deloc puțin lucru, în planuri diferite, exact ca și Ivo Muncea. Deci este un câștig din start să privești în două culturi, două limbi, două expresivități artistice. Faptul că Simion Dănilă a dat dovadă și de o pasiune care durează în ani, este admirabil. Pasiunile pot să fie niște flăcări care se sting imediat, dar la el, tocmai de asta e foarte important să îl adulăm și să-l felicităm, la el pasiunea pentru o cultură și implicit pentru Nietzsche, pentru că el, sigur că da, îl încadrează într-o anume cultură, nu, și într-un spațiu european, această pasiune durează. Îl aștept din nou cu recentul volum și sigur se va deplasa de la Belințul, care se află lângă Lugoș, nu-i așa? Cum îi place lui să spună, nu Lugoș, lângă Belințul, se va deplasa să mai facem o înregistrare, iar pe Ivo îl am ca prieten, pentru că împreună, zic eu, prieten, sper să nu se supere, sau nu-i se pară prea mult spus, noi am înfruntat și am privit mileniul, oarecum, împreună, apărând și în presă, eu și tu, în fotografii apropiate, pentru că eram numiți, așa, excelenții, proaspeții ai literaturii din Banat, dar la început de mileniu. Aceeași conotație și pentru Ivo, toată admirația, toate felicitările pentru această stare de înțelegere calmă și caldă a literaturii, a relațiilor și interrelaționare cu ceilalți, fără emfază, fără orgolii, fără accente de orgolii, care uneori pot să jeneze, nu așa, să supere, și această discreție care îi caracterizează pe amândoi este o lecție de decență intelectuală pe care le-o admir, îi prețuiesc și îi îndrăgesc din toată inima, așa încât la microfon oricând sunteți bineveniți, dar nu asta e important, ci faptul că veți rămâne
cu vocile și mărturiile voastre acolo în fonotecă ani de zile. La mulți ani. Și dacă faceți parte amândoi din luna octombrie, vă propun înființarea unui club al octombriștilor, nu? Da, mulțumim frumos. Dacă e vorba